Haideți să vedem atunci ce înseamnă un unghi înscris într-un cer și un unghi înscris într-un semicer. Avem o primă definiție, se numește unghi înscris în cer, unghiul cu vârful pe cer și care are drept latul două coarte ale cercului. Un astfel de unghi este reprezentat în acest cerc de centru O, ca fiind practic unghiul BAC, în care cele două laturi ale unghiului, respectiv AB și AC,